Naționala de handbal feminin s-a reunit la începutul acestei săptămâni pentru a pregăti cele două meciuri din preliminariile Euro 2022. 20 de jucătoare au fost convocate de antrenorul Adrian Vasile pentru aceste întâlniri. Printre jucătoarele care vor îmbrăca tricoul naționalei se numără și slătineanca Lorena Ostase. Cele mai multe sportive convocate sunt de la deținătoarea Cupei României, SCM Gloria Buzău, echipă care dă numai puțin de șase jucătoare. Restul jucătoarelor provin câte trei de la Bistrița și Minaur, două de la campioana Croației, podravka Vegeta și câte una de la Ghior, CSM București, SCM Râmnicu Vâlcea, Dunărea Brăila, Rapid și CSM Slatina. În preliminariile campionatelor europene feminine din 2022, care vor avea loc în Muntenegru, Macedonia de Nord și Slovenia, România face parte din grupa 2, alături de Danemarca, Austria și insulele Feroe. Naționala va juca prima partidă pe teren propriu, debutând în preliminarii în noua sala sporturilor din Mioveni, cu o capacitate de 2500 de locuri, mâine 6 octombrie, începând cu ora 18 30 de minute, în partida contra insulelor Feroe. În cel de-al doilea joc, România va evolua în deplasare cu Austria, duminică 10 octombrie, de la ora 19 și 10 de minute.